Igean a fost reținut inițial alături de un unchi al său și de alți doi verișori, cu toții fiind acuzați că au omorât un vecin, unchiul său declarând insistent la acea vreme, în 2010, că doar el este autorul crimei. Ulterior, numai Igean a fost pus sub acuzare și condamnat la 20 de ani. După 9 luni petrecute în spatele gratiilor, instanțele au stabilit că el a fost arestat pe nedrept, ulterior fiind găsit și nevinovat. După ce a fost eliberat, tânărul a mers la muncă în străinătate pentru a-și permite să plătească avocatul care l-a reprezentat la șirul lung de procese împotriva statului român. Pe motiv că perioada petrecută după gratii a afectat viața, tânărul de 21 de ani a cerut statului despăgubiri morale de 1 milion de lei și 7.000 de euro daune materiale. Instanța a considerat însă că tânărul trebuie să primească 5.000 de lei daune materiale, 2.000 de lei cheltuieli de judecată și 60.000 de lei daune morale. Între timp, adevăratul criminal este de negăsit, iar polițiștii au redeschis dosarul crimei.